Superliga vă este oferită de Superbet. Nu respinge chiar foarte bine și își doboară și un coechipier, portarul Gureu. Sigur că erau mulți oameni acolo. Iată cât de mulți oameni au rămas ai petrolului. Ei, asta le mai lipsea, să dea băzmăluță Batistul. Asta este, asta este o ocazie, să știi. Da, este. Dacă se dădea colțul lung aici, bap, era greu, nu e ușor. Deci, dă voie să spun că deocamdată efectul lui Nicola Napoli este următorul. În apărare jucăm la fel de prost și în atac nu mai jucăm nimic. Ișvan. Ișvan cu Mascarenhas. În concentrare, gol. Bună, bună, scoate de sub bară, cu rău. Nu știu cum s-a dus mingea asta, cred că a dat cu umărul. Dacă a lovit-o cu umărul, nu cât, cred, cu ceafă cred că a dat. Nu poți să fii fotbalist profesionist, îmi pare rău, Jair este un jucător pe care îl apreciez. Nu poți să ai acest gol în față și tu-ți dai cu umărul. Dar vezi că se ducea. Păi, dai seama cum se ducea, că le dea cu fruntea. E singur pe 6 metri, nu se poate să ai asemenea execuție. A atins-o cu rău, nu? Dar din atitudinea lui se vede că 0-0 nu-i deranjează prea tare de fiere și este mare ocazie. Pap! Oh! Încă un șut! Gol! Gol! Ce, ce execuție! Cine a fost? Autogolul lui până la urmă a băgat mingea. Jair, poate, cred că... Hakim? Hakim, da. 1-0. Uite că a venit și golul, nu vedeam de unde. Hai să vedem. Ce zici, că e offside? Nu, 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 să vedem meciul de acum înainte. Jair. A dat frumos, să știi. A dat bine, de sigur că da. Pe altfel se ducea. Fază fixă. Aici nu-i nimic. Bap. Și asta e, și asta e complicată pentru Ai fi spus că a respins bine Gurău. Nu te gândești că de acolo vine un asemenea șut. Da. Al șaptelea gol dat de Jair. Dăduse în ianuarie golul victoriei contra lui Dinamo în acel 1-0, ultima lui reușită. Bine, nu e vinovat Hakim, dacă nu, nu punea nu, piciorul, era gol oricum. Sigur, sigur. În deplasare e mai bună, nu acasă. Picior, da, da, da. E, aici este Sidibe. Sidibe, Bauza lângă el, primește Bauza. Trebuie să scoată de acolo undeva în afara careului. La Hakim, șutul este deviat și se ducea sub bară. Corner Craiova. Da, Jim are motive să strige la Seto și la Hanca. Treaba lor este să-l împiedice pe un fotbalist ca Hakim să dea la poartă de la 30 de metri. Au încercat să o facă, dar de-aia vin și devierea. Da. Bine, cred că Jair a deviat. Care nu i-a nici chitul. Păi, sigur. Să vedem dacă ăștia care intră aduc ceva în plus. Deocamdată este acolo Musi. Găsea colțul lung aici, dar rămâne mingea. Rămâne mingea la Jair. Dumitriu. Centrarea nu era nou. Trei oameni importanți. Trei oameni importanți. Uite ce pasă bună a dat frumos. Da, bine face aici. Frumos o face. Frumos, putea să dea gol, să știi. Nu cred că putea da pe picioarele lui. A dat și unde a putut.